acest videoclip am găsit un nou portal care m-a dus într-o dimensiune plină de aventuri. Iar această dimensiune era amenințată de către un pericol imens, și anume acest monstru copac gigantic pe care eu am încercat să-l dopor în acest videoclip. Așa că dacă vreți să vedeți ce se întâmplă, stați geană până la final, pentru că nu cred că vreți să ratați acest porcotaure. Așa că nu uitați de like și let's go! Stăteam și-o liniștit pe lumea mea de Minecraft, mai tăiam un lemn, când dintr-o dată am văzut asta. În primul rând, ce chestia asta, bă, nene? Este un berbec roz? What? Uitați-vă și voi câte mai coarnele are! Știți cât de rară e oaia roz, dar să fie o oaie roz și cu coarnele astea? Ok, nu știu, chiar vreau să omor oaia asta și uite că mi-a dat lână roz. Da, nu înțeleg care-i fața, dar lăsați chestia asta, pentru că în fața mea probabil a zice că ăsta e un copac gigantic de Cherry Blossom. Adică nimic e și din comun, dar lasă chestia asta, pentru că aici se află un portal, mă, nene. Uite-te și tu, un copac ăsta, se află un portal care nu știu către ce dimensiune duce. Așa că dacă vreți să aflăm împreună, băgați și voi acolo un like. Hai să facem cât mai multe like-uri, băieți și fete, și ca să aflăm ce e în această dimensiune. Păi bun, acum dacă ați apăsat like, hai să intrăm în portal și să vedem unde o să ajunge, băieți și fete. Ok, nu mai văd nimic. Hai să vedem unde ne teleportează. S-a închis lumina. Și what? Unde am ajuns? What? Uite, e un villager îmbrăcat în roz. LOL, uite-te la villagerul ăsta. Bă, cine-i mă ăsta călugărul villager? What? Uite și căsuțe. Mamă, cât am mai copacul de Cherry Blossom. Bă, frate, am ajuns în Japonia. Unde am ajuns, pe bune, dacă nu? Japonia! Mamă, ăsta e un fel de skyblock imens. Uitați-vă și voi, băieți și fete, cum arată. Și uite acolo un village japonez. Efectiv, vedeți un dita mai templu acolo. Hai să vedem cine zice ăsta. Sherry? Sherry-cio îi zice. Ia mă, Sherry-cio, ce ai să ne zici? Ok, ci că ăsta e un dungeon nou în care putem să găsim și iteme noi și chiar și un boss nou. Și cred că acel boss se află exact în templul din mijloc de acolo. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să mergem pe podul ăsta imens ca să vedem dacă putem să doborâm acel boss. Așa că stați geană până la final dacă vreți să vedeți aventura noastră în acest skyblock imens de Cherry Blossom. Mamă, cât de mișto e locul ăsta. Uitați-vă și voi până și grass-ul e roz. Și uite, alte boi din astea cu coarne super mari. Ok, hai să mai explorăm locul ăsta pe aici, pentru că pare destul de interesant. Uitați-vă și voi cât de mișto e făcut. Fraților, asta cred că este o nouă dimensiune, și anume dimensiunea de Cherry Blossom. What? Și uite, sunt și niște noi minereuri acolo. Ia, hai să încercăm să luăm și noi niște minereuri din astea. Pare, merge să le iau cu pickaxe-ul de iron. Mamă, dacă de greu se sparg. Ok, merge să le iau cu pickaxe-ul de iron. Hai să luăm cât mai multe, poate putem să ne facem armură cu ele. Ok, hai să vedem câte am luat. Avem 47 de Sakura Emerald, zice. Wow! Frate, uite-te și tu, ce sunt astea, libelule? Mamă, cum arată, bă, frate, efectiv sunt prea... Troll, bomba? Ce-i, bă, ăsta, porc mistreț? Frate, uite ce creastă are, ești nebun? Ia, uite, ia, porcul mistreț. Ok, ok, hai să nu mai pierdem timpul. Hai că vreau să văd dacă putem să ne craftăm niște iteme. Bă, care mă atacă? Bă, mă atacă libelulele. Bă, fereați voi să fiți de libelule. Ia uite-le, bă, ce mă atacă libelule. Fereați voi să fiți de insecte, că... What? Ce-i ăsta? Mă, ăsta ce e? Porcotauru. Mamă, stai așa, stai așa, că trebuie să omor. Trebuie să omor libelula asta. Frate, uite-te și tu, ce ăsta, mă, porcotaur? Oh, da, și uitați-vă, băi și fete, chiar putem să ne craftăm iteme. Uitați, avem chest plate de Sakura, pantalon Sakura, cască și chiar și buți. Mamă, ce s-a spawnat acolo, bă, ce sunt golemii ăștia? Ok, ia, hai să ne punem noile țoale pe noi. Oh, da, mamă, uitați-vă cum arăt, bă, parcă acum sunt din filmul ăsta. Și ia, hai să vedem dacă putem să ne facem și unelte. Oh, oh, ce? Bă, ce-a bubuit? What? Cred că chestia asta a bubuit. Ok, trebuie să am mare grijă. Ce e asta, bă? Păi așa buburuză. Frate, ce se întâmplă aici? De ce mă atacă toți mobii ăștia? Bă, fiți voi să fiți de urâți.
Ok, ok, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Frate, de ce locul ăsta devine periculos dintr-o dată? Ok, ok, vreau neapărat să-mi fac o sabie. Ia uite, sabie Sakura. Și fii atentă că dă cu 2 mai mult attack damage decât sabia normală. What? Și uite cât de lungă e. Ok, hai să ne ocupăm acum de păianjenul ăsta buburuză. Și fii atentă, ce e ăsta? What? Ăsta zic eu, chest umblător. Mă, ce e ăsta? Ia uite-l, ia câtă gură are. Ok, nu, ăsta e un fel de creeper. De ce ăsta m-a explodat? Firai tu să fii. Și uite, chiar dropează gunpowder. Ok, porcotaurete. Ia, hai să omorâm și porcotauretele ăsta. Ăsta de fapt cred că e o vacă. What? Coaste de Sakura? Ce ar trebui să însemne chestia asta? Mamă, băie și fete, aș vrea să încerc să mă bat cu un uriaș din ăsta. Hai să vedem, putem să-l batem? Ia de aici. Bun, bă, ok, l-a bătut destul de ușor, sincer să fiu. Bă, da, asta scoate sunete de zombie. L-auziți? Frate, ăsta e efectiv, cred că e un zombie costumat. Pe bune dacă nu. Ia stai așa că vreau să-mi fac un topor Sakura. Putem să ne facem și un marcu Sakura. Let's go. Dar păcat că n-am săgeți, efectiv. Bun, băieți și fete, hai să mergem mai departe să vedem ce mai avem pe aici. Uite, avem niște căsuțe. Hai să vedem dacă găsim ceva în căsuțele din acest oraș. What? Ăsta chiar cred că e un village, băieți și fete. E un village de Sakura. Opa, și uite că avem și un pătuț aici. Ia vezi, ia că pot să mă culc în această nouă dimensiune. Mamă, frate, dar efectiv totul e ro. Nu, mamă! A intrat ăsta peste mine în casă să mă bubuie, ești nebun? Ok, nebunie! What? Ăsta ce, bă, frate? Ăsta e un fazan? Lol, uite cât de tare e! Mamă, nu pot să-i dau nimic să mănânce? Oh, bata, fii atentă că i-am dat niște semințe! Lol, cât de tare arată! Frate, ăsta e un fazan, ești nebun? Ok, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ia să vedem, găsim ceva prin casele astea de la village. Mamă, uite aici e un templu ceva. Nu, în casa asta mare trebuie să găsim neapărat ceva. Trebuie să găsim un chest ceva, cred. Sper, nu știu. Ok, nu e nimic. Frate, cum să nu fie niciun chest în templul ăsta mare? Dar acolo sigur trebuie să fie ceva, băieți și fete. Așa că hai să ne înarmăm. Uitați-vă și voi, putem să luăm de la acest villager cu emeraldele astea niște săgeți. Ok, hai să luăm repede niște săgeți. Am luat 32 de săgeți, sper să ne fie de ajuns. Și hai să mergem în templu ăla mare de acolo, pentru că sigur se ascunde ceva în acel templu. Dacă nu, chiar să fie acel boss despre care ne vorbea. Wow, ok, dar cum ar trebui să ajung eu până acolo? Ok, cred că o să trebuiască să-mi fac un poduleț până acolo ca să pot să ajung. Așa că hai să mai pierdem timpul și să-i dăm drumul, pentru că chiar vreau să văd dacă e vreun boss ceva mare acolo. Bun, aproape am ajuns, băi și fete, aproape am ajuns. Hai să mergem, let's go. Chiar vreau să intru în acest templu să vedem ce putem găsi aici. What? Avem lacăt? Alo? Chica, kill the boss to open the temple. What? Și unde-i boss-ul? Deci nu se află boss-ul în templu ăsta mare? Ok, băie și fete, chica, boss-ul nu se află în acest templu, iar noi trebuie să-l batem ca să putem să intrăm aici. Iar ca să-l batem, chica, trebuie să mergem în căsuțele alea de pe acolo ca să luăm niște perle și să putem să spawnăm boss-ul sau să ajungem la el, habar n-am. Iar pentru asta am pregătit o elitra ca să ne facem viața mai ușoară și să ajungem cât mai repede la aceste mici temple. Uitați-vă și voi cum arată. Oh my god, dar dacă aș ști să folosesc elitra asta ar fi perfect. Ok, și uitați-vă, aici avem un fel de ender pearl-uri noi pe care noi va trebui să le colectăm. Ia să vedem, ne-a dat și nouă. Bă, dar cum trebuie să le iau? Ok, ok, tocmai l-am luat, nu știu cum am făcut, dar l-am luat. Hai să furăm în continuare și să colectăm toate perlele. Ok, hai că aproape am ajuns la următorul templu. Mamă, dar sunt temple din astea peste tot, și că trebuie să colectăm 8 perle din astea, așa că hai să-i dăm drumul. Avem 2 și văd că sunt temple din astea peste tot, ceea ce e super ok. Mamă, uite cât de departe sunt alea. Și uite că mai sunt villageuri, vedeți? Oh my god, câte villageuri sunt pe aici. Mamă, și uitați-vă cât de mare se vede copacul de aici. Mamă, pe dacă n-aveam elitra asta, efectiv ajungeam în 10.000 de ani. Gândiți-vă să-mi fac pod pentru fiecare perlă de asta. Mamă, dar cât de mare e templul ăsta. Uitați-vă și voi, băieți și fete, e imens. Ok, ia stai așa un pic, cred că putem să... Lol, e un dragon acolo. Mamă, frate, uite ce se află în templu, sunt dragoni. Oh my god, chiar vreau să intru în templu ăla acum neapărat. Dar pentru asta trebuie să luăm toate perlele, așa că hai să-i dăm bătaie. Avem 5 perle, 6 perle, 7. Și aici ar trebui să fie cea de-a 8-a perlă. Let's go, avem 8 perle. Cam atâtea trebuia să facem. Iar noi, cică, boss-ul vom găsi undeva sub acest copac, băieți și fete. Adică în locul ăla, unde e acel monument,
Hai să vedem. Bun, bun, bun. Cred că trebuie să pun o perlă pe fiecare pilon din ăsta sau habar n-am. Aba nu, uite, un fel de portal ceva aici. Ok, o să trebuiască să pun perlele în aceste cutiuțe, iar când voi umple toate cutiuțele, efectiv se va spawna bossul direct sub copac. Mamă, uite ce minereu aici, frate. Mamă, și uite, aici avem niște hieroglife, ia să vedem ce scrie. Ok, ci că un gardian copac corupt atacă această dimensiune, dimensiunea de Cherry Blossom. Ok, bun, hai să încercăm să spawnăm acest copac. Bun, punem toate perlele. Bam, unul aici, unul aici, unul aici, bam, și aici, și aici, și aici. Și sunteți pregătiți, băi și fete, să înfruntăm bossul copac? Hai să vedem, în 3, 2, 1 și să se spawneze. Ok, lol, uite s-a deschis chestia asta de aici. Oare trebuie să cobor acolo jos? Ok, cred că aici trebuie să cobor, hai să intrăm. M-a dus într-o dimensiune nouă. Și uite copacul, mamă cât de mare. Ok, hai să-l atacăm cu Marcul întâi. Bun, hai că putem să dăm cu Marcul pe el, bă, dar e destul de ușor de bătut comparativ cu Ender Dragon-ul. Mamă, uite cu ce scuipă ăsta, bă. Efectiv scuipă cu aceleași lucruri de scuipă și libelulele. What, ce-a spawnat plate carnivore? Plate otrăvitoare, ok, hai să mergem pe el. Hai, uriașule, s-o dăm. Mamă, cât de mare, mamă, cât m-am pis. Ok, nu, trebuie să-i dăm cu Marcul. Nu putem să ne apropiem foarte mult de el. Mamă, tot trage cu chestiile alea din gâtleajă. Ia de aici, ia de aici, mamă, ce-ți dau platele astea carnivore. Ok, mai are puțină viață. Nu, a spawnat bubuici. Mamă, ăștia o să stea pe mine. Mamă, stai așa un pic, frate, eu acum am realizat. Băi, eu nu am chest plate tu pus. Stai așa că n-am armura pusă. Cu metre, cu metre, cu metre. Punem armura, unde e armura, unde e armura? Bam, am pus armura și acum hai să o dăm copăcelul ăsta. Bă, sincer să fiu, e mult mai ușor de bătut decât dragonul. Hai că mai are un hit pe care o să-l prindem direct cu Marcul în bușă. Ia uite-l, ia, cum a coborât aici jos. Ok, ce? S-a respawnat? Nu pot să cred că s-a respawnat mult mai puternic. Nu e bună, băie și fete, acum poate să se miște. Oh, nu, oh, nu, uite-l cum urlă. Mă miram eu de ce era atât de ușor să-l bat. Ok, mama, acum dă cu pumni și vine după mine. Hai să o dăm cu el. Ia de aici, ia de aici, mă, uriașule. Ok, mori, dă-te încolo. Hai, mă, că l-am bătut repede. Ia de aici, bam, l-am spart. Coboară din nou, râtule. Hai că te-am spart, ești nebun. Ce-ai făcut, mă, nenică? What? Bă, de ce nu moare? Cum ar trebui să-l bat? Ultimul hit? Mă, ce se întâmplă? Stai, uite, avem un portal aici. S-a deschis un portal sau mi se pare mie? Bă, nu știu ce s-a întâmplat cu uriașul ăsta, dar pare că nu mai are nicio treabă. Gen, nu mai poate să facă nimic. Alo, fraiere? Ia, mănâncă-l pe ăsta, mănâncă-l pe ăsta. Bă, efectiv nu mai pot să-i dau niciun hit. Se pare că a rămas inofensiv aici și tocmai mi s-a zis că cică s-a deschis templul dragon. Deci practic eu l-am înfruntat pe ăsta, dar uite că mai are puțin de viață. Dar, ei bine, nu mai poate să se miște, e inofensiv acolo. Așa că hai să mergem în acest portal, să mergem înapoi în dimensiunea noastră și să vedem portalul. Ok, m-a spawnat înapoi aici la copăcel. Bun, am tras elitra pe mine, băie și fete, și acum hai să mergem direct la templul ăla gigantic de acolo. Bun, hai că trebuie să fie deschis acum, bă, nene. Și am ajuns direct la intrare. Da, mă, da, e deschis templul. Ok, hai să vedem ce se află în acest templu, băie și fete, pentru că sunt tare curios ce putem noi să găsim pe aici. Mamă, că ar trebui să refacă podeaua la palatul ăsta. Bun, hai să ne urcăm, hai să ne urcăm pe scările astea și cred că ar trebui să ajungem în vârf. În vârf știu că erau dragonii, băie și fete. În vârf erau dragonii. Bă, că avem ceva parcurs pe aici. Wow, ce e aici? E spawner de urâți din ăștia. Și ce-i chestia? Ok, e scăfârlia unuia. What? Eu acum am observat, băie și fete, am primit o baghetă nouă. Dragon stuff, îi zice, care nu știu exact ce o să facă, dar cred că o să mă ajute când o să ne întâlnim cu vreun dragon din ăla. Așa că hai să nu mai pierdem timpul. Bă, și eu vreau neapărat să ajung la dragonii ăia. Ok, văd că sunt niște spawnere pe aici. Hai să spargem spawnerul ăsta. E spawner de libelule aparent, dar nu merge să-l sparg. Ok, uite că mai avem o comoară cu niște golden apple-uri. De fapt, un sigur golden apple. Bun, hai să mergem în continuare. Bă, eu vreau să ajung în vârf la dragonul ăla neapărat. Bun, hai să urcăm, hai să urcăm, că trebuie să găsim neapărat aici dragonii. Ok, uite încă un cufăr. Bun, ce-mi place mie e că templul ăsta e făcut așa, stil parkour. Adică trebuie să completezi parkourul ca să ajungi la dragonii aia. Ceea ce e destul de tare, sincer să fiu.
Ok, văd că aici trebuie să coborăm în această gaură unde avem o oază. Oh, și o libelulă din asta nenorocită. Mori, du-te încolo de libelulă. Ok, mamă, câte chesturi a găsit aici. 3 chesturi comori. Hai, mă, frate, ok, hai să urcăm mai sus. Băi, eu vreau neapărat să găsesc dragonii. Ok, urcăm tot mai sus, tot mai sus. Și uite, mă, nene, în sfârșit avem dragoni aici, 3 dragoni. Avem băieți și fete. Uitați-vă și voi, și eu cred că pot să blânzesc un dragon din ăsta cu această baghetuță. Ia să vedem. Ok, da, mă, nene, uite că l-am blânzit. Și acum pot să călăresc acest dragon. Let's go, ia, hai să dăm și noi o tură cu dragonul pe aici. Și hai, mă, nene, uite cum merge dragonul ăsta. Frate, arată prea tare. Ziceți voi de n-arată tare rău de tot dragonul ăsta. Și trage cu ceva? Ok, nu trage cu nimic. Bă, cred că cam asta a fost totul. Adică m-am luptat cu acel copac ca să deschid acest templu și să fac rost de acest dragon, să mă mișc în voie prin această lume. Hai, bă, chiar e tare dragonul ăsta. Și de ce nu-mi văd ochii prin casca asta? În fine, nu mai contează. Băi, cam ăsta a fost clipul, băieți și fete, cu noua dimensiune, dimensiunea de Cherry Blossom. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!